Gândită inițial să ofere consiliere comandamentului român, misiunea franceză a ajuns să numere la apogeu peste 1600 de persoane. Decizia Franței de a sprijini România va duce primul război mondial într-o nouă etapă. Misiunea militară și sanitară franceză condusă de generalul Berthelot a ajutat România să se transforme din învinsă în învingătoare. Marcel Fontaine ia contact cu o Românie disperată, dar care încă rezistă. O Românie săracă, dar primitoare. O armată în degringoladă, dar cu speranță în victorie. Personaje memorabile, documente rare, reconstituiri de excepție în al patrulea episod din docudrama În spatele frontului. Misiunea franceză. Un proiect realizat de Televiziunea Română și Ministerul Culturii și Identității Naționale.